Dacă pe piața imobiliară prețurile s-au schimbat, e necesar să facă. Totul este să facem justă evaluare. Ori ce am văzut în presă, practic, este mult sub ceea ce era în evaluarea inițială. Repet, trebuie să există o justă împrumutire atunci când depozitez pe cineva de pământ, iar cei nemulțumiți se poate merge din tată. Pe de altă parte, nu sunt de acord nici ca oamenii să poată bloca o investiție importantă pentru simplu fapt că doresc mai mulți. Adică trebuie să existe un echilibru între cele două interese.